Oh, noi ne-am cunoscut filmând în Buftea la seriale, iar mai apoi la Dansez pentru tine, unde Pavel, din ce țin minte, a fost unul dintre cei mai buni concurenți. Ne leagă o prietenie veche. După aia au urmat multe proiecte împreună. Am jucat împreună, în Buftea, de mult. Făceam seriale împreună, da, eram camarați de arme în Aniela, am jucat împreună în Îngerașii, în Aniela. Da, astea îmi vin acum. Care sunt calitățile pe care le apreciezi la el? A existat și vreo situație limită în care ți-ai dat seama că te poți baza pe el oricând? Sincer, întotdeauna te poți baza pe Pavel. Cel puțin eu. Știi ce îmi place la Pavel? Că indiferent în ce situație ai fi, știe să te ridice de acolo. Cu umor, cu starea lui de bine, e molipsitor. Și cred că asta e extrem de important la un prieten.